Deci asta e povestea despre cum i-am pus eu vară în cap când eram mic. Deci nu eram singur, eram cu vorbim. La țară, de obicei toate povestile mele sau, nu știu, prostiile care le-am făcut când eram mic sunt petrecute la țară cu vorbim pentru că eram foarte apropiați și noi ca persoane și aveam și casele destul de apropiate. Și na, țin minte că odată am venit de la el și am găsit la mine acolo în curte o chestie, nu știu ce era, nu era oală nici, era ceva mai mare, de vreo 37 ori mai mare și era plină cu var și nu știu cum, ce pula mea ne-am gândit noi, bă, hai să ne spălăm cu el pe cap, dar nu știu de ce ai face asta, dar nu știu, și ne-a spălat cu var în cap, adică atâta ne-a dus capul și că am luat și bătaie după, nu mai țin minte, sigur, dar mă gândesc așa, ca copil și vezi varul acolo și te gândești de ce e ăsta aici? De ce să nu mi-l pun în cap? Nu? De ce pula mea le-am pun în cap? Dar n-am finish. Așa m-am spălat cu var în cap. Făcea numai prostii pe ăla când eram mici. Probabil că nici n-avea altceva ce să faci. Aveai telefon, n-aveai calculator. N-aveai nimic la televizor, numai TVR1 care avea TVR2, era șmecher. Probabil e plictiseală, nu știu, să-mi bag acolo. Na, și ne-a spălat cu var în cap, adică ce să și faci? Era mici. A mai trecut timp, nu știu, habar n-am ce am făcea numai prostii cu ăla când era mic. Odată am vrut să facem suc concentrat, știți cum era suc de la concentrat și îl făceai cu apă. Dar noi am zis că avea cu apă, ce pula, toată lumea face cu apă. Și am pus în el orez și zahăr și nu mai știu ce pula mea. Știu că am pus o grămadă de orez și n-a ieșit nimic, că n-avea ce să iese și ne-a jucat cu el și l-am vărsat prin pat și chestii, pula mea s-a desprea. Eram așa retard când eram nici nu știu de ce. V-am zis, probabil că de chiseala n-a să fac. Ce să și faci, da. Odată, nu știu, acum că să vă spun aventurile mele de când eram mai mic. Odată am căzut în gol de la vreo 2 metri, așa. Eram... Aici era un pic mai mare. Nu știu, nu te-am uit. Era un pic mai mare și mă jucam în parc. Și lângă parc era... Era, cum să vă spun, sunt niște... Nu știu cum pula mea să vă explic. Sunt niște, alea, un fel de garaje. Eu dau și din mâine acum, dar nu se vede. Și oamenii țineau lemnele acolo. Na, fine, și garajele aveau așa, cam vreo 2 metri înălțime. Și eu mergeam pe acolo cu spatele, că na, ce se poate întâmpla. Și a mers și la un moment dat, evident, am picat în gol, așa, de la vreo 2 metri. Și faza e că nu știu cum am dracu, că am picat fix în picioare, da, fix în picioare. Și n-am avut nimic, doar m-a speriat ca lumea. Și n-am avut nimic, ca. Probabil, nu știu, pula mea, și gravitația, să gândim, bă, stai prost, cade. Da, dă-l, mă, să-i dau drumul în picioare. Și n-am avut nimic, ca, da. Da, știu de ce. Mergeam mult cu spatele când eram mic și când ne jucam prins sau ceva și știu că am alergat odată cu spatele și am dat într-o mașină. E o mașină parcată, da. Tot am dat peste ea și eram surprins că nu știam de ce m-am oprit. Și dintr-o dată joc mașină. Nu știu de ce. Să vă mai zic ceva, dar nu știu, nu mai vine minte acum. Ce dracu am mai făcut? Am făcut o grămadă de chestii pe ea, după am zis. Numai prostii. Trebuia să le faci când ești mic, ca să ai acum de ce să vezi. Păi, e obligatoriu să faci chestiile alea. Avea și plane de barbă, că n-am putut să-mi bag aici. Nu știu ce să zic acum, cam astea au fost din ce mi-aduc aminte acum, pe moment. Nu mai mi-aduc aminte altceva ce mai putea fi interesant.
și amuzant în același timp. Adică cum pula mea să te speli cu vară în cap? De ce te spăla cu vară în cap? Să-mi parchez asta aici. Dacă mă văd deja, nu, uite, făcut gâtul meu. Bă, eu te spar pe tine. Ești în plus. Și nu mă las să-mi parchez de plus aici. Că am venit în pace, dar... Dacă vrei să ne batem, ne batem. A, mă trage cu moartea de la vă. Spar de hai, pe pula. Să ne batem pentru mai câta și mine. Și ai murit, crezut. Dar rămâne sclavă sau mai. Putut, ce trage în miște. Nu prea mai am viață. Dacă ai sta așa și nu te-ai mișcat, fi super să-mi bat. Te-ai numai stăi să trage în timp. Dar vii cu multă. Vine ca ai 10 milioane de ăștia, mai bine. Cât mor, mai bine. Bărcuța mea mare. O, oh, ce pula mea. Ce n-ai, bă? Hai. Hai să se repede. Nu, 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 nu. Ce? Hai să-mi care trage pe mine. Hai, da. Bun, că acum pot să repar bărcuța și să mă întorc la fraierul ăla, să-i dau nici. Așa. Hai, fraier, acum dacă mai ești, uite, unde ești? Unde ești? Unde ești? Că te lăsați, sunt foarte... Mulțumesc. A, e caș. Are metal și direct. Domnul ăsta. Asta e scadă de magăiață. Iau de jumate. Hai mai dat. E destul. E dus gata, nu mai ajuns.
Parchează. Prinzi. Mă, sus. Da, mă, omoară, hai sus. Așa. Acum hai sus. Ei, rupem pe praie. Bă. Da. Ieși acasă, grasule. Grasule. Bine că poți să faci chestia asta, să urci într-o barcă și când te bați cu 3-7-80. Scap de ea pe un moment. Ai, dar nu vreau să o bag cu tine. Fugi. Da, bă, acolo acum ai scap de tăi. Hai, dar nu stau acolo, nu stau acolo, că nu moare. Viață. Scapule, te lăsasem. Low, îți vezi cu viața înapoi. Scapule, se pare corect așa, mă. Mă, trage. Trage, au, fugi. Fugi, mă. Atrage cu tot ce ai. Băga mea și pula la mine, plec. Uite. Plec. Vreau să mă duc la depozitul ăsta aici, că au fier și trebuie fier ca să-mi fac bărcuța, mă, fene. Dacă ăla-i muniș și nu mă lasă, mă, și pula mea, să-l iau, te atrage și pe aici. Fitul acolo după insul de aia și nu mă întorc. Trebuie să plece de lumea asta. Mă nu mai vede și aici. 500 de metri. Cred că mă mai vede aici. Trebuie să mă las. Stăm aici, au nou venit bun. Mă văd pe scadă. Care mă văzuși, mă? Bă, ne auzim, nu știu, mă mai joc aici și... Și na, ne auzim. Salut!